Vine vacanța, practic este ultima săptămână de școală, dar stresul părinților nu dispare, doar se schimbă. Ce fac cu copiii toată vara? Aceasta este întrebarea. Sigur, există bunicii, unde mai sunt? Există și tabere, dar cu siguranță toate acestea nu sunt suficiente pentru că sunt 3 luni libere. O soluție ar putea fi totuși cursurile de vară. Nu suntem atât de răutăcioși încât să sugerăm cursuri de matematică, evident, adică, da. Dar, în schimb, un curs de gaming, asta sună mai bine, parcă. Foarte bine. Nu? Pe scurt, ideea este că dacă toți sunt așa pasionați copiii de jocurile pe calculator, cei mici pot măcar să se antreneze pentru o viitoare carieră în domeniu. Oricum, companiile românești sunt în căutare de game developer. Și avem o perspectivă izometrică în dreapta, când camera nu este un top view, dar nu este nici un side view. Într-o sală de câțiva metri pătrați, oamenii de aproape toate vârstele sunt uniți de aceeași pasiune, gamingul. Dar pasiunea poate fi și o meserie, pe viitor și de viitor. Creator de jocuri se numește. Avem maxim 4 ore pe săptămână, împărțite în sesiuni de 2 ore. Ca durată, la fel, ne-am gândit ca ele să fie de o durată scurtă, pentru că marea majoritate a celor care vin la astfel de cursuri cred că știu despre ce este vorba. Pe parcursul sesiunilor realizează că de fapt a face jocuri video este cu totul altceva și nu este o carieră chiar pentru oricine. Aici e scena în care tu poți să iei elemente, să le muți, cum se vede cu ursulețul ăsta sau uite mai mare cu cabinetul ăsta, dulap ce e el, să-l muți în scenă. Aici am... cum s-ar vedea în joc dacă cineva l-ar juca. Ștefan Bică este elev în clasa a 11-a și da, ați ghicit, petrece multe ore la calculator. Până acum, doar se juca. Mai nou, îmbină distracția cu pregătirea, iar șansele să se angajeze în domeniul pe care îl iubește cresc odată cu acest curs. Practic, tu dai viață jocului, ideii pe care ai. Iei fiecare element pe care l-ai în jocul tău, îl plasezi în scenă unde trebuie să fie, îi spui ce să facă, de exemplu, dacă ai un personaj, mergi de aici până aici. De obicei, joc jocuri competitive. Ce vrei tu să faci după cursul ăsta? Păi, următorul pas ar fi să aplic la un internship la Ubisoft și după să merg în altă țară la o facultate în acest domeniu, pentru că în România nu există momentan. Pe aceeași idee a mers și Alex. Aici își va petrece următoarele 6 săptămâni. Prima oară m-am gândit să merg la o facultate, din păcate nu există și părinții au înțeles lucrul ăsta și împreună cu ei am căutat o variantă cea mai simplă și anume niște cursuri scurte care să-ți ofere informațiile concrete fără alte bonusuri. În România este o industrie care a crescut foarte mult, sunt peste 7.000 de oameni care lucrează în această industrie. Suntem o țară care nu oferim suport educațional la niciun fel de nivel, fie că vorbim de gimnaziu, fie că vorbim de liceu, de universitate, și avem peste 100 de firme care fac jocuri în această țară, care au nevoie de oameni. Asta deși la nivel mondial, industria jocurilor a devenit un fenomen. De 30 de ani de când există, a depășit la capitolul venituri alte industrii cu vechime, precum cea a filmului ori a muzicii. Pot să zic că e un pas super important în cariera mea și sunt super încântată. Deci, practic, ce faci tu acum? Mă ocup de branding, de vizual. Nu neapărat. Identitatea vizuală. Facem parte din industria de IT. Asta înseamnă salarii bune pentru România, salarii ce încep undeva pe la 3.000 de ron pentru un junior, la 18 ani poți să-i angajezi în industrie pe această sumă și poate să crească până la câteva mii de euro, bineînțeles, cu multă muncă și în timp. Cursurile se adresează pasionaților de gaming care au vârsta de peste 10 ani.